numesc David Firam Ladinescu și sunt inginer mecatronist în Continental Timișoara, în parte de producție. Jobul meu presupune o gamă destul de diversă, de la programarea roboților industriali până la dezvoltarea de unelte pentru roboți, atât software cât și hardware, și parte de proiectare și parte de dezvoltare direct în producție. Sunt diferite tipuri de roboți, roboți autonomi care transportă materiale, sunt roboți manipulatori, iar roboții manipulatori se împart în alte categorii, dar în principal noi vrem să facilităm calitatea, timpul de producție și să reducem costurile implementând o gamă cât mai largă de roboți ca să ajute pentru producție, să ne ducem către o producție mai eficientă. Sunt diferite activități care omul trebuie să le facă în mod repetat. Sunt obositoare pentru om, poate să ducă la diferite boli sau diferite incomodități pentru om și atunci alea le înlocuim foarte ușor cu brațe robotice, spre exemplu, dar brațele robotice, în final, ele nu pot să gândească de la sine. Trebuie programate într-un anumit fel. Și atunci omul nu va putea fi înlocuit niciodată. Elementul uman nu se va înlocui. Cel mai interesant proiect la care am lucrat este cel mai amplu proiect făcut în casă care duce spre o linie full autonomă sau complet autonomă. Eu m-am ocupat de partea de dezvoltare software, tool-urile pentru linia de producție. Asta înseamnă tool-urile de comunicare, tool-urile de big data, partea de human-machine interface. Am două pasiuni, mașinile, autovehiculele și programarea. Atunci eu din clasa 8 am început să învăț programare pe cont propriu, iar pe partea de autovehicule și mecanică am fost îndrumat de e-mail să fac studiile. În momentul în care proiectezi ceva pe calculator și în două luni de zile deja l-ai în producție și îl vezi ceea ce ai proiectat tu în mână, poți să pui în mână să vezi ce s-a întâmplat sau programezi robotul și în următoarele minute deja vezi cum se mișcă, pentru că e cea mai rapidă chestie. În momentul în care dezvolți ceva și lucrezi la un proiect și vezi că l-ai dat spre folosință și oamenii vin și îl utilizează, îl folosesc foarte bine și le place rezultate obțin de la proiectul respectiv sau de la ustensilul respectiv sau orice ar fi, aia mi se pare mie cel mai satisfăcător. Deci văd că munca mea chiar a ajutat pe cineva, văd că munca mea chiar a dus la un rezultat mai bun.